Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu Tropico 6, oameni buni. Hai să vă explic o chestie. Vă place insula asta? Mă bucur că vă place și mie îmi place la nebunie. Trebuie să se mai construiască Guard Tower-ul, trebuie să se construiască ăsta cum se cheamă, fortul și librăria, bineînțeles. Ba nu, nu librăria. Mă scuzați. Tot timpul greșesc. Library înseamnă bibliotecă, fraților. Că mi-a zis cineva în comentarii și eu am greșit. Mă rog, hai să distrugem roadul ăsta și să-l facem mai ca lumea. Pentru că e o curbă prea nasoală acolo. Hai să încercăm să o facem mai ca lumea. Roadurile, ca de obicei, sunt aiurea în jocul ăsta. Dar totuși, dacă nu v-ați prins până acum, eu fac un voiceover, oameni buni. De ce? Pentru că Nenea Colpir făcuse aseară un live stream. Făcuse un live stream foarte, foarte lung. Vreo 3 ore, mă rog. Și a uitat că a lăsat microfonul oprit. Și azi dimineața, obosit cum era el acolo, nu s-a uitat: bă, frate, oare am microfonul oprit? Ar trebui să încerc, nu? Ar trebui să încerc să văd dacă totul e bine. Surpriză, surpriză, era oprit și am filmat 27 de minute fără să vorbesc. Și nici nu m-am gândit să mă uit, așa că, oameni buni, astăzi vă fac un voiceover și vă explic ce am făcut aici, ca să fie totul bine și frumos. Credeți-mă că voiam inițial să distrug tot videoclipul, dar până la urmă am zis că nu. Hai să vă arăt că am făcut chestii importante în episodul de astăzi, așa că nu uitați să lăsați un like, aș aprecia foarte mult. Și, după cum vedeți, mă uitam la nebuniile astea de task-uri pe care le am și zicea să facem o bancă, să creștem inteligența și să schimbăm constituția, zicea domnul ăla, în professional soldiers, știi? Și până la urmă am zis că, bă, dacă asta îmi cere, asta înseamnă că trebuie să fac. Și am schimbat constituția pentru generalul Rodriguez și cred că o să fie bine pe viitor, să sperăm. Adică professional militars, sau cum dracu se chema. Aoleu, mi-a luat o casă foc. Da, am avut niște probleme cu focul astăzi, în episodul de astăzi, dar e ok. Se rezolvă pe parcurs. Eram panicat aici. Bă, fire station, fire station. Da, într-adevăr, avem și un fire station, dar costa foarte mult și nu am făcut-o. Da, și pentru professional militars, pentru oameni, pentru militari profesioniști, trebuie să fie o educație destul de mare, așa că o să punem și un high school. Trebuie să avem un high school, în primul rând, ca să îndeplinim dorințele domnului penultimo, că o zis să-i creștem inteligența oamenilor, să fie mai inteligent, să nu fie proști, bâtă, știi? Și asta o să facem, o să punem. O să cumpărăm blueprint-uri destul de multe astăzi și o să mai punem niște plantații interesante, vedem imediat. Aici trebuie să fac trade-ul cu Axis, cu unul dintre potențialii mei aliați, dar trebuie să fac un trade de import, adică să iau ceva de la ei, să primesc eu, adică mi se pare că am ales, da, pește, am ales pește, dar cu toate că nu trebuia, pentru că eu am practic două ferme de pește. Whatever, am greșit, trebuia să aleg altceva, ceva ce nu aveam, cum ar fi pineapple sau chestii de asta, cu toate că putem să punem și din alea, dar mă gândesc tare în jocul ăsta, e ciudat cu fermele astea, că fermele ocupă foarte, foarte mult spațiu și de asta mai încolo o să vedeți că ultima dată, în ultimul episod, am făcut un pod și pe podul ăla am, uite, sent helicopter. Putem să luăm un elicopter, oameni buni. Faza e că nu l-am trimis. Mi se pare că poți să trimiți elicopterul doar când ai fire station-ul făcut. Că așa nu cred că poți să-l faci. Mă rog. Hai să ne uităm. High school-ul. Cât a costat? 3500 să o deblocăm. Bă, atunci parcă nici nu m-am uitat. Am dat așa, bang, țac, 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 ca nebunul, ca nebunul. Bun, și punem și high school-ul acolo frumos. Să fie lângă teatru, lângă palatul domnului El Presidente. Și să fie totul bine. După cum vedeți, oamenii nu ne prea iubesc, ca de obicei, 29%. Încercăm încetul cu încetul să creștem în ochii oamenilor, să sperăm. Aici mă uitam la Watchtower, pentru că văzusem undeva că Guard Tower-ul se poate transforma în Watchtower, dar asta e probabil în următoarea eră.
Și da, pur și simplu încerc să mă uit aici la mai multe nebuneli, la ce vreau. A, dar vreau să văd banca, pentru că zicea nenea ăla să facem o bancă. Dar după cum vedeți, blueprintul costă 7500 și ca să iei un blueprint de 7500, na. Bă, nu o ducem prost cu banii, dar nici nu vreau să construiesc super, super multe chestii încât să rămân fără niciun ban. Aici mă uitam eu la câți oameni homeless sunt și m-am gândit, bă frate, cred că este timpul să facem și niște case noi, pentru că am făcut destule bunkhouse-uri, country house-uri, nici nu știu dacă am mai pus pe insula asta, dar vreau să pun și eu o vilă, un mansion. Așa că am pus mai multe mansion-uri pe lângă teatru, pe lângă high school, mi se pare destul de interesant să fie acolo. E o zonă așa mai bogată, să zicem. Arată mișto casele, o să le vedeți pe parcursul episodului, chiar sunt foarte frumoase. Și după cum vedeți acolo la fort este o iconiță și arată că nu sunt oameni. Și gândirea mea a fost așa, că nu sunt oameni deoarece nu sunt destul de educați oamenii și de asta nu sunt. Dar pe lângă high school și... Da, pe lângă high school mai este și... University, adică facultate sau ceva de genul acesta, trebuie să o punem și pe aia ca să fie și mai inteligenți oamenii, adică totuși să știe să mânuiască o armă, da? Bun, aici sunt alte trade-uri pe care le văd, adică nu trade-uri, request-uri de la domnul ăla, de la bancherul ăla sau cum îl cheamă, și aici ne zicea să producem 1000 de coal și o să primim, asta e față că scrie acolo $1000 1000, știi? Și mi se pare că banii aia o să intre undeva în bancă, nu o să intre pentru orașul nostru, o să intre în banca noastră, banii mei personali sau ceva de genul ăsta, din câte am înțeles. Acum nu sunt sigur. Și aici uitasem să conectez mina de fier cu roadurile și practic o aveam degeaba. Bun, și aici mă joc iarăși cu roadurile și toate alea. Dar știți ce n-am verificat în episodul de astăzi, oameni buni? N-am verificat dacă mi s-au deblocat mai multe chestii la palat. Asta trebuia să verific. E o chestie destul de interesantă, că puteam să mai modificăm palatul cât de cât. Trebuie să-mi amintesc că în episodul viitor să facem chestia asta. Și da, știu că este puțin aiurea că stăm, că vă explic așa ce fac în tot episodul în loc să vedeți live action și toate alea. Dar îmi pare rău, nu aveam cum să pierd atâta. Credeți, m-am făcut foarte multe în episodul ăsta și nu vreau să prezint în 3 minute ce am făcut toate chestiuțele astea, știi? Și, na, nu știu, mi se pare ok. Cred că mă suportați și așa. Aici mă uit la edicts. Astea sunt edicts? Cred că da. Ei, și până la urmă m-am gândit eu așa. Bă, frate, dacă nu am check la toate din colonial era, adică pe vremea când eram sub coroană, dacă nu le-am pe toate bifate, de ce să mă duc la World War, știi? Așa că mai întâi le deblochez pe toate de aici și după o să le deblochez și pe cealaltă. Pentru că astea deja știți, n-am mai stat să mai explic, pentru că le știți deja. Pe astea o să trebuiască să le citesc eu și după să vi le explic pe parcurs, da? O să încercăm să vedem să facem și chestia asta și aici, nu știu ce e, edicts și... A, da, uite aia, că până la urmă nu aveam selectată chestia aia cu work double shifts. Am selectat-o și pe aia ca să facă oamenii mai mulți copii, că primesc bani dacă fac copii, un fel de alocații, ceva de genul ăsta. Dacă ai copii, primești bani și aia ca să nu primești free food. Mai pe scurt, și aici este deblocată doar o singură chestie care se cheamă Agricultural Soldiers. Ceea ce nu știu ce înseamnă exact, dar e ok. O să trebuiască să mă uit. Ah, da, și aici selectez mai multe raiduri. Am început să avem mai multe raiduri, cum ar fi coton, carne și oil. E un trade pe care nu l-aveam înainte, dar l-am deblocat odată cu noua eră. Și aici mă gândesc eu ce să pun. Am zis că nu mai pun Hagia Sophia, că am văzut-o deja cum arată. Și să selectăm altceva. Și ce credeți că am ales, oameni buni? Brandenburg Gate. Asta mi s-a părut destul de interesantă. Și sincer să vă spun, nu știu din ce țară îi, o să mă informez și o să vă văd eu. Sau îmi ziceți voi în comentarii, ar fi drăguț din partea voastră. Și o ars căsuța, s-o ars bine, uite damage-ul arăta acolo, damage și toate alea. Bine că pot să mă duc să o repar imediat după ce, să zicem că vin băieții cu camioanele și sting focul, după o să-i dai repair și toate alea. Bun, aici vorbesc despre partea asta de insulă unde am făcut podulețul ăla.
Și am zis că ultima dată, în ultimul episod, am zis că vreau să pun aici niște plantații și să fie așa, gen, încetul cu încetul o să distrugem toate fermele de pe insula principală, pentru că vreau să fie un oraș mare și frumos acolo și fermele să le am pe alte insule. Cam asta este planul meu. Aici mă gândesc că eu să pun cafea. Și mă uitam foarte bine la eficiența acolo, vedeți, 97-98. Și până la urmă am lăsat eficiență 98 și am mai mutat... Încercam să fac cât mai multă eficiență, mai pe scurt, pentru cafea. Pentru că cafea e bună și beam cafea în timpul ăla și am zis că, bă frate, da, hai să producem și cafea pe insula asta. Producem țigări, cafea, chestii de astea care sunt nesănătoase, dar toată lumea le vrea. Așa că hai să le producem. Le-am pus puțin cam ciudat, doar pentru eficiență. Dar este bine pentru că o să vedeți mai încolo că... acolo în spațiul ăla liber, pe unde diferența aia, mă rog, o să pun niște case, o să arate bine. Și pe partea asta unde tot mă joc eu, probabil vom pune altceva la un moment dat. Poate punem coton, poate punem pineapple, poate punem banana. I don't really know, but o să facem toate pe insula asta, o să producem tot, pentru că suntem șmecheri. Yes. Bun. Și să nu mai zic că după ce producem tot, avem și industria care, mama ei de industrie, poate să producă multe chestii, gen din lapte putem să facem brânză, din lână putem să facem textile, haine și nebunele de genul acesta. Și o să vedeți că în episodul de astăzi o să încercăm să punem și acele, cum se cheamă? Acele, da, bun. Ați văzut cum am conectat acolo, să punem niște case și o să fie bine, pentru că oamenii au nevoie de case lângă locul lor de muncă. Și ce ziceam? Nu știu, o să încercăm să punem acele industrii. Cred că deja mă uit eu acum și încerc să le pun sau ceva de genul acesta. Oricum, uite, da, vorbesc aici de textil mill, care produce nu știu ce. Și tot mă uit, ăsta transformă steel mill... sau, da, ceva de genul ăsta se cheamă. Ăsta produce ironul în steel. Ar trebui să-l punem și pe ăla, dar după cum vedeți, blueprint-urile costă ceva bani. Așa că m-am decis astăzi să iau doar două. Și m-am gândit eu așa, hai să mai punem niște ranch-uri de oi. Pentru că oile produc cel mai bine. Produc și lână, produc și lapte. Aici eu vorbeam de... este o industrie care ia plencurile și face bărci. Deci pur și simplu face bărci și putem să vindem bărci. Ceea ce e interesant. Am putea să producem destul de mulți bani și așa, dar până la urmă m-am răzgândit și n-am mai făcut asta și am zis că punem oi. Și am mai pus vreo 3 ferme de oi. Nu știu dacă le-am mai crescut eficiența, am uitat. Și pe lângă... deci am zis oi pentru că produce lână și milk și am pus două... industrii care au nevoie, una de lână și una de lapte. E, și așa, practic, o să putem să facem trade-uri mai barosane. Pentru că nu mai vrem acum să dăm oamenilor lână, nu mai vrem să dăm oamenilor sugar, nu mai vrem să le dăm oamenilor, cum se cheamă, piele de aia nasoală, trebuie să le dăm piele de aia bună. Ceva de genul ăsta. Adică, odată ce ai o industrie și îți produce o chestie mai bună, vinde ce ai mai bun, știi? Asta mi se pare cel mai ok. Și aici punem aceste ranch-uri de oi. Încerc eu să văd unde este eficiența cel mai mare, dar nu, să știți că n-am găsit o eficiență extraordinar de mare, dar cu siguranță o să fie bine. Am pus 3 ranch-uri sau 4, frate, că nu mai țin minte. Cred că am pus unde? La 83. Așa, eficiența 83 și am pus acolo undeva... ranch-ul ăla și acum se gândește nenea acolo. Bă, crocodil, frate. Vreți să punem crocodil? Oare ce putem să facem din crocodil? Cred că tot cu un fel de piele, ceva. Facem genți, chestii, șmecherii. Bun, și acum iau textil mill, o cumpăr. Și după o să iau cernări, nu știu cum dracu se cheamă. Mă rog. Și uitați puțin cât de mare este această construcție, oameni buni. Chiar arată super, super frumos. Și da, am poziționat-o pe acolo, dar să vedeți că mai încolo, când se construiesc, am avut probleme, fraților, cu oamenii. Nu neapărat că am avut probleme, dar și-au construit oamenii chestii de alea, căsuțe de alea nasoale. Și arată, asta arată și mai șmecher, construcția asta arată și mai șmecher, uitați puțin. Mamă, de-abia aștept să vedeți cum arată.
Arată chiar super bine. Și, tocmai făcusem importul cu Axis. Făcusem un import destul de șmecher. De fapt, importul ăla cu fiș care nu a fost așa de șmecher. În orice caz, am îndeplinit ce doreau băieții aia și aici mă uitam eu la high school ca să vedeți. Uite câți copii sunt acolo în high school, ceea ce e bine. Înseamnă că încetul cu încetul o să devină deștepți copiii și sunt surprins câte detalii sunt în jocul acesta. Dacă aș avea pe ultra high și toate alea, probabil arăta și mai șmecher jocul ăsta, dar din păcate nu. Și aici mă uitam la vilele astea destul de interesante și cred că am realizat că le-am pus greșit. Gen, văd acolo că este o ușă, dar pe partea cealaltă cred că ar fi trebuit să intri. Da, cui pasă, până la urmă poate să intri și pe cărarea de acolo din piatră, dacă vă uitați. Whatever. Nu contează cum le pui aici, important e să fie lângă o stradă. Dacă e lângă stradă, e totul bine. Ce mă uitam la homeless, oameni homeless și am zis că, bă, frate, clar ceva nu este în regulă, că sunt așa de mulți oameni homeless și înseamnă că nu-și permit. Am distrus construcția aia care o lua foc, înseamnă că nu-și permit să intre într-un bank house. Așa că am schimbat acolo puțin modul de a lucra și am mutat pe stack them higher. Ca să intre și oamenii care sunt mai sărăcuți să intre mai bine. Și am produs coal-ul ăla și după cum vedeți $S. Deci nu știu unde intră banii aia exact, dar așa presupun eu că intră în banii mei personali sau ceva de genul. Whatever, vom vedea. Am trăit și vom vedea. Bun, și acum ce mai făcea nenea colpir? Oh, da, a venit Alias. Păi, eu cred că vorbesc peste ăștia. Acum realizez. Oameni buni, mă scuzați dacă vorbesc peste ei, dar eu vă explic. Am uitat că oamenii ăștia vorbesc și eu vorbeam peste ei. Oh shit, man, that's stupid of me. That's fucking stupid. Bun, deci au venit aliații și au zis că, bă, frate, tu nu vrei să fii aliat cu fraierii ăia de Axis. Nu vrei să fii un ex. Știi? Și am zis că ok și mă pot să fac un trade cu export cu ei și o să facem un trade cu export cu ei mai acușa. Bun, ups, e bine de știut, e bine că mi-am amintit măcar acum pentru că urmează să facem o chestie foarte interesantă. Și acum când o să mai apară câte o chestie de aia pe ecran, știu că trebuie să tac. Că măcar sonorul l-a înregistrat, băgame și piciorul. Măcar sonorul l-a înregistrat. Aici încercam să-i dau upgrade la chestia asta, dar trebuie să ajungem într-o eră mai interesantă. Ca să uităm, să putem să-i dăm modernize sau ceva de genul acesta. Aici nu știu de ce se plângeau de sunet, nu știu cine dracu se plângea. Chiar nu prea am înțeles faza asta, eram foarte confuz, da. Am plecat repede că am văzut că a dispărut și ăla și au plecat și oamenii de acolo și gata, tot a fost liniștit. Băi, uite, ferma aia de cropuri, ferma aia de corn, trebuie să o scoatem de acolo. Așa, mă gândeam că vorbește cineva acolo. Băi, ce enervante faza asta. Băi, sper să nu se mai întâmple niciodată să fac voiceover, că nu prea îmi place. Da, e ok, bă, am putut să vă explic destul de bine, eu zic că n-am ratat nimica. Aici doar mă uit să văd ce fel de export să fac și aș putea să fac un export cu cheese și chiar am dat sign contract și sper că s-a făcut aia cu cheese. Da, s-a făcut, e bine. Înseamnă că... Oh, shit, da, aici s-a întâmplat problema cu focul. Mi-a luat foc grav și m-am speriat și am zis că ok, give me a fire station, man, please, imediat. Am dat o tonă de bani pe ea. Dar dezamăgirea mea este că are un range foarte, foarte mic. Și până la urmă ce să facem? Am pus-o acolo și să sperăm că nu o să mai fie probleme cu focul în alte părți. Că aparent domnii ăștia pompieri nu poate să se ocupe de o insulă întreagă, băgame și piciorul. Eu nu înțeleg cum de nu reușește. Și probabil o să fie niște upgrade-uri, dar din câte m-am uitat nu pot să fac niciunul momentan. Să fie niște upgrade-uri să mărim chestia aia, că costă cam multișor dacă stai să te gândești. Da, whatever, you know? Important e că am făcut-o, dar nu veneau camioanele pentru
stins, știi, și mă panicam deja, uite, mi s-a distrus, aia, am dat, send helicopter, nu am bani de helicopter. Ei, și-o venit până la urmă și-o stins focul și după am dat repair la ambele, ca să fie totul bine și frumos, ca de obicei. Dar arată că am urât construcțiile și cred că o să-și revină în timp, din câte știu eu, și m-a costat câțiva bănuți să le repar, dar eu zic că o meritat. Suntem în septembrie 1915. Sunt curios dacă o să ajungem la anul 2019 în jocul ăsta. Cu siguranță vom ajunge la cum joacă nenea Colpier. A, da, și uitați acolo câte căsuțe de boschetari sunt. Și am zis că, eu citeam aici niște upgrade-uri și toate alea. Uitați câte case de boschetari sunt și imediat mă duc și pun niște bunkhouse-uri ca să fie oamenii să stea într-o casă mai frumoasă, știi? Deci unde vedeți căsuțe de genul acesta, trebuie să puneți case mai mari, mai pe scurtuți. Și după o să vedeți că o să vină ceva foarte interesant. În curând o să vină ceva foarte interesant și de asta am vrut să păstrez acest episod. Mai mult din cauza unui speech pe care o să-l dau eu. The citizens are demanding elections, El Presidente. It seems that they want a choice in how they are ruled. So selfish. Ok, am să presupun că penultimul a spus tot ce a vrut să spună. Nu știu dacă a spus, dar mă rog, e greu să-mi dau seama pentru că eu n-aud ce zice el. Ideea este că am belit-o, mai pe scurt. Oamenii vor să voteze și să vadă cine o să fie președinte sau ceva de genul acesta. Și am zis că I will deliver a speech. Și am văzut acolo că pot să aleg. Că știu care sunt problemele pe insulă și o să încerc să le rezolv. Și am pus acolo la sănătate și da, la sănătate. După zicea să praise a faction, adică să îi facem o facțiune să o facem să ne iubească mai mult și am văzut că cei religioși nu prea ne iubesc și am zis să fie cei religioși mai iubiți și poate o să facem și o biserică sau ceva ca lumea. Și zice blame superpowers, adică să dăm vina pe anumite superputeri, cum ar fi, și am zis că m-am gândit, bă, până la urmă, cred că Axis o să fie, pentru că cu Anglia, cred că mă voi alătura Angliei. Și aici zice să promit niște, cum se cheamă, niște improvement-uri, că o să îmbunătățesc anumite chestii. Și mă gândeam la Tropico, fun and happiness sau healthcare, dar până la urmă am ales healthcare, sănătatea. But to me it is the valley of the shadow of my home. Our spirits cannot be broken. So rise, O Tropico, and despair no more. Your Presidente hears the cries of the sick. You say there are not enough doctors to label all the illnesses, but soon everyone will know the names of all their diseases. As we strive, God shall not forsake our beautiful shores. Our spiritual friends guarantee this, for which we owe them one, in this life and the next. Just as we praise our friends, so we condemn our enemies. The Axis wishes to remake the world over my mildly unsettled body. Let us speak of the nation's health. More doctors, do I hear? But that is not enough. We need better doctors working longer hours for less pay. So vote El Presidente for the future that you deserve. All of you. Viva Tropico! Tropico! Yes, yes, yes. El Presidente. Vot El Presidente. După cum vedeți, oameni buni, un speech extraordinar. Îmi vinea să plâng, frate. Și am zis că ok, hai să punem repede o clinică. Cumpărăm blueprint-ul, punem o clinică pentru că oamenii sunt bolnavi și au nevoie de o clinică. Așa că am pus o clinică fix acolo. Am zis să fie totul bine frumos, pentru că o să urmeze o fază de asta și o să ne voteze oamenii. Și dacă nu ne iubesc oamenii, putem să pierdem insula și chiar nu vreau să pierdem insula. Și după cum vedeți, după speech-ul ăla,
a crescut opinia oamenilor foarte tare despre mine și m-am gândit eu, bă frate, hai să punem și fanul, să creștem și entuziasmul oamenilor, să stea la o tavernă, la o chestie, am pus-o fix lângă high school ca să se ducă și copiii să bea o bere. Și am pus o tavernă acolo, am mai pus una aici pentru că am văzut că nu este deloc. Faza e că când am pus teatru, teatru e pentru oamenii mai bogați așa și da, asta este problema. Și mă gândeam, bă, circul cred că e mai ieftin pentru oameni, așa că am cumpărat și circul și mă gândesc să-l pun pe undeva. Nici nu mai știu pe unde l-am pus. Știu. Ideea e că nu voiam să-l pun lângă palatul domnului El Prezident, voiam să-l pun puțin mai lângă. Și circul, după cum am zis, mă gândeam că este mai ok pentru oamenii mai săraci. Poate să se bucure toată lumea de un circ pe lângă teatru. Teatru mai pentru oamenii mai bogați, să zicem. Cel puțin așa consideram eu atunci și cred că consider în continuare la fel. Și dacă creștem happiness-ul și sănătatea, dacă o facem destul de ok, o să crească și mai tare acolo opinia oamenilor despre mine și sper să fiu votat pentru că am lăsat oamenii. Pot să aleg să... Să câștig 100%, dar vreau tura aceasta pentru că simt că pot să fac niște modificări. Vreau să las oamenii să voteze liberi. Așa că vom vedea ce vom reuși în următorul episod. Și acolo ziceam că nu au crescut mai deloc oamenii educați și mă gândeam că trebuie să facem și o universitate pe lângă chestiile astea. Și aici mă uitam cum o să fiu eu aliat, cu cine o să fiu. Cred că o să dau cu Anglia până la urmă și o să-i dau acolo Request Aliens și cred că o să fie... Very good, very good, guys. Și aici sunt niște requesturi, cum a fost ala cu căulul și interesant. Și aici putem să facem în schimbul unor bani, putem să facem anumite trade-uri. Da, vedeți ce bani, tipul ăla de bani pe care i-am câștigat la requestul cu căulul. Deci bani de aia cu S-ul ăla în față. Și dacă dăm bani de aia, primim, nu știu, 5 oameni din... care sunt revoluționari, 5 oameni care sunt capitaliști și toate nebunele astea. Bun, a fost ceva foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, oameni buni. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un like și ne vedem data viitoare cu un nou episod din Tropico, oameni buni. Și îmi pare rău că o trebuie să fac voiceover. Aici pun niște case și gata, termin. Așa că vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, nu uitați să lăsați un like și ne vedem data viitoare cu un nou episod în Tropico 6. La revedere, oameni buni, la revedere!